Mihai Diac, Codriașilor cunoaștem, prețuim, păstrăm. Eu fac management în sectorul IT de vreo 15-16 ani, deci am ceva experiență profesională în zona asta. Pentru mine a fost foarte interesant să simt ce înseamnă leadership-ul informal prin acțiunea asta pornită cumva din convingere și complet în afara serviciului și fără nicio legătură cu ceea ce fac la muncă. Cred că până la urmă leadership-ul este să-ți asumi o misiune grea și să o duci chiar atunci când nu ți este ușor, încercând să cooptezi pe cât mai mulți alături de tine și păstrându-i alături de tine. Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. Cred că avem niște calități native. De exemplu, dacă nu ai energie, dacă ești o persoană mai introvertită, poți să fii un lider în același timp. Și eu sunt introvertit, de exemplu, chiar dacă nu par mereu. Dar cred că contează mult și formarea. Nu cred că este o chestie cu care te-ai născut. Contează de ce te-ai lovit în viață, ce convingere ai și cât de mult ești dispus să faci pentru a duce convingerile astea în realitatea din jur. Pot să spun că postura actuală, implicarea pentru Codriașilor, este cea mai dragă postură de lider în care am fost implicat. Tot ce am făcut mi-a plăcut și am făcut cu pasiune, însă aici este un subiect mult mai aproape de poate inima mea și în același timp este un subiect în care n-am un câștig, adică nu fac pentru salari, nu aștept nimic la finalul lunii, dimpotrivă, am la nivel personal sunt destul de multe sacrificii și câteodată cu cât sacrifici mai mult, cu atâta prețuiești mai mult. Ca momente mai grele, unde mai apare descurajarea, cred că am două categorii. Una, fiind implicat aici pentru că îmi pasă foarte mult de ce înseamnă natură și ce înseamnă arborii ăștia de 250-300 de ani care sunt tăiați. După ce am pornit, după ce am avut discuții, inclusiv cu autoritățile relevante, când vii și găsești o cioată din asta care ar se încadra la arbori monumentali fără nicio problemă, ai o revoltă și o descurajare. Ideea e că când îți dai seama că ei știu, dar totuși continuă, atunci este greu să ții moralul și să nu te duci într-o zonă mai negativă. Al doilea moment de descurajare apare când îți creezi așteptări prea mari de la cei din jur. Când îți spui, ok, am pornit ceva ce este pentru ieșeni, toți am beneficia și te aștepți foarte mult să vină din jur lumea, să te ajute, să te susține. Lumea nu poate mereu să facă lucrul ăsta, nu sunt toți pregătiți pentru a face pași în sensul ăsta. Cred că cumva soluția pe care mi-am găsit-o este să mă concentrez pe ce pot face eu, să încerc să-i mobilizez, să-i țin aproape, dar să nu îmi condiționez implicarea și satisfacția mea de ceea ce nu-i sub controlul meu. Ca realizări în leadership, lăsând complet la o parte partea profesională și focusându-mă pe ce facem aici cu Codriașilor, cred că, deși este doar un pas intermediar, faptul că am adus toți primarii din comunele astea din jurul pădurii Bârnova-Dobrovăț și ei au semnat acel memorandum prin care s-au angajat că vor susține inițiativa de semnare a unui parc natural aici. Cred că a fost un moment, o culminare a doi ani de cumva de construcție și de atragerea atenției opiniei publice și actorilor politici că subiectul ăsta merită, că este pus într-o formă coerentă, rațională, nu suntem niște extremiști. Cred că ăsta a fost momentul cel mai mare, chiar dacă nu este decât o etapă intermediară. Sunt multe lucruri mai mici pe care le-am făcut cumva pe zona asta de mediu și de arii protejate. Am măcar întârziat, dacă nu chiar oprit, crearea unui aeroport utilitar undeva într-un sit Ramsar sub egida UNESCO. Pur și simplu locația nu era potrivită acolo. Avem multe, multe alte inițiative și agresiuni de mediu care se întâmplă în zona ariilor protejate pe care, prin atrăgând atenția asupra lor, noi am reușit să le diminuăm sau chiar să le oprim complet. Și astea sunt mici satisfacții care te țin cumva pe drumul spre ținta cea mare, care este parcul natural acum. Uh,
Depinde foarte mult de, nu doar de noi. Cumva am ajuns la, cred că am ajuns într-un punct în care ca societate civilă, ca oameni care nu sunt organizați nici ca ONG, măcar noi nu suntem, noi suntem grup de inițiativă civic, am ajuns în punctul în care pentru etapa următoare este nevoie de puțină susținere mai multă și politică. Avem niște soluții de, cumva, de rezervă, dacă susținerea nu vine, dar dacă este susținere și ce s-a semnat, lumea se ține de ceea ce a semnat, în 2, maxim 3 ani aici poate fi un parc natural. Dacă nu, va dura puțin mai mult până va veni momentul potrivit, dar noi suntem aici. Noi cumva s-a întâmplat că modul cum ne-am adunat aici grupul ăsta de inițiativă, suntem oameni cu familii, cu copii la o altă etapă a vieții. Simțim foarte mult nevoia de tineret și doar n-am avut noi timp să facem cumva o recrutare mai intenționată, pentru că este nevoie de oameni care au, unu, energia și timpul tinerilor, și doi, care vin cumva cu o continuitate și cu un entuziasm pe care doar el îl pot aduce. Din ce am văzut eu, tinerii sunt deschiși la lucrurile astea și eu sunt destul de optimist cu tinerii din ziua de azi. Văd, sunt o grămadă de probleme, educație, lucruri de genul ăsta, dar văd că sunt și vârfuri și au crescut noi la alt mediu decât noi și poate își doresc mai mult implicare și li se pare mai natural să spună când ceva nu e în regulă. În afară de, cumva, de problematica de mediu care ne preocupă pe noi, eu cred că sunt foarte multe probleme în oraș. Societatea civilă îmi pare încă destul de slabă și cred că tinerii ar trebui să se implice și nu, bineînțeles, și politic este bine să fie oameni cu viziune curată și noi, dar cred că și în societatea civilă se pot implica pe temele relevante, mobilitate urbană, divertisment, încurajarea artiștilor, cumva crescutul orașului dincolo de zona centrală și îmbunătățirea calității vieții pentru oameni dincolo de această zonă. Eu, cumva, de când am început să fiu implicat pe partea asta, se spune activism, am auzit, nu ne-am gândit niciodată ce suntem, că suntem, că... Dar mi se pare important ca oamenii să se ridice și să spună când ceva nu e în regulă. Se construiește ceva unde pe un spațiu verde spui dacă nu îți se pare în regulă. Se face ceva care o să aibă un efect negativ pentru, până la urmă, ieșeni. Trebuie să te ridici și să spui. Și, bineînțeles, sunt și tematici mult mai mari. Tematica sustenabilității, tematicile astea mai care deja iarăși merg în zona de mediu. Dar cred că cel mai important este să... Noi îi spunem, avem și un fel de campanie, îi spunem fapte, nu lamentări. Este important să ieșim din defetismul ăsta românesc. Nimic nu se schimbă, toți sunt la fel, care de fapt te oprește de la acțiune, te paralizează. Nu. Deci noi trebuie, oricând vedem ceva care nu ni se pare în regulă, noi trebuie să ne gândim care este acțiunea pe care o fac. Și acțiunea nu poate fi doar o postare pe Facebook, că ăla este o cameră a ecourilor care nu se duc nicăieri. Deci eu cred că trebuie orientarea asta spre fapte și spre a fi activi, a fi vocali, cât mai cerebral, cât mai gândit, este foarte necesară pentru noi, pe orice subiect. Sinonime pentru leadership. E simplu să spun conducere. Eu cred că leadership este și sacrificiu, cred că leadership este și empatie, leadership este și a te uita dincolo de tine, a face ceva prin care, mobilizând pe alții, contribui la un bine comun. Da, este și altruism, clar.